Bună ziua și bine v-am găsit la un nou tutorial realizat de ProTutoriale.ro. Mă numesc Teo și astăzi ne vom ocupa un pic de scrierea imaginilor pe DVD-uri sau pe CD-uri. Programul pe care îl folosesc este ImageBurn. Mi l-am procurat cu ajutorul unei aplicații pe care colegul meu, Alex, deja v-a prezentat-o în tutorialul trecut. Păi, nu prea avem de ce să le nevim, așa că să ne apucăm de treabă. E un calculator, am introdus un DVD plus R de 4,7 giga, viteză de scriere 16 ori. Ok, așa că voi deschide ImageBurn, este ultima versiune, este updatat. Și pentru a scrie o imagine pe un disc, vom merge la Write Image File, Browse și voi căuta prin calculator. Să văd dacă am ceva mai mic. Păi uitați că am un film. Ok. Avem sectoarele care se scriu în partea aceasta, mărimea, timpul, deci cam 500 de minute, secunde. Nu cred că este corect, dar deci avem câteva informații, cei care se ocupă de IT vor înțelege aceste informații, eu nu sunt așa un expert. Vom alege viteza cu care se va scrie acest DVD. Pot să vă spun că pentru scrierea cât mai corectă a DVD-urilor, pentru jocuri mai ales, este viteza corectă este de 4 ori. Ne vom ocupa în particular, de fapt colegul meu Alex se va ocupa în particular de această problemă, făcând un tutorial despre scrierea imaginilor, de fapt jocurilor pe Xbox. Păi o să scriu la viteza de 4 ori, doar o copie, și voi apăsa acest buton pe care scrie Write. Ca să nu vă plictisesc prea mult, voi opri tutorialul și când mai are un pic de terminat, vă voi anunța. După cum vedeți în locul de la ImageBurn, procesul meu a început din nou pentru că discul se verifică, așa că eu voi mai avea ceva de așteptat, voi opri din nou tutorialul și atunci când ajunge undeva la 97-98% îl voi porni din nou pentru a vedea finalizarea discului și ce conține. Ok, fișierul a ajuns la 80%, m-am gândit să pornesc din nou tutorial pentru că mai are doar 45 de secunde din scriere. Aici avem câteva opțiuni să scoată CD-ul când s-a terminat de scris. O să activez și această opțiune. Am aici să șteargă imagine, să închidă programul, calculatorul, dar nu. Nu mai merge niciodată. Ok, s-a terminat de scris CD-ul. Eu îl voi scoate din DVD-ROM, îl voi scrie cu un marker imediat. Marker. Am nevoie de un marker. Ok, l-am găsit. Și voi scrie titlul care
Titlul imaginei s-o camp rock 2. Ok, cam atât despre Image Porn. Cum v-am mai spus și data și acum câteva minute, colegul meu Alex va face un tutorial despre cum să scrieți jocuri pentru Xbox din Image Porn. Pentru cei care aveți Xbox, vă recomand să vă uitați la el. Urmez Teo. Cam atât pentru azi. Până data viitoare.